Indicatoarele și luminile de direcție de pe Dacia Spring sunt operate prin comenzile din spatele volanului, de pe partea stângă. Pe această manetă, primul inel aprinde și stinge luminile. Poziția auto îți simplifică viața. Când este pornit motorul, luminile de întâlnire se aprind sau se sting automat, în funcție de nivelul luminii din exterior. Luminile se sting la oprirea motorului. Pentru a aprinde luminile laterale, rotește primul inel până când acest simbol se aliniază cu acest marcaj. Dacă dorești, poți aprinde manual luminile de întâlnire, răsucind primul inel până la al doilea simbol. Pentru a comuta la luminile de drum, după aprinderea luminilor de întâlnire, trebuie doar să împingi maneta în față și acest martor luminos apare pe tabloul de bord. Pur și simplu trage de manetă înspre tine pentru a trece din nou la luminile de drum. Pentru a aprinde intermitent farurile, trage maneta înspre tine. Poți comanda proiectoarele de ceață din spate cu al doilea inel. Acestea pot fi aprinse doar o dată după aprinderea luminilor de întâlnire. Pentru a face acest lucru, rotește inelul până când acest simbol se aliniază cu acest marcaj. Poți folosi acest buton pentru a regla înălțimea poziției farului pentru a se potrivi cu încărcătura Daciei Spring. Dacă ești singur sau însoțit de un pasager în față, poziția 0 este cea potrivită. Dacă ai pasageri pe toate scaunele din față și din spate, comută la poziția 1 pentru a coborî poziția fasciculului. În cele din urmă, folosește poziția 2 dacă locurile din față și din spate sunt toate ocupate și portbagajul este plin cu bagaje. Fă același lucru dacă ești singur și portbagajul este complet încărcat. Indicatoarele de direcție sunt întotdeauna comandate cu ajutorul manetei din stânga, deplasând-o în aceeași direcție cu volanul. Împinge maneta din stânga sau din dreapta o singură dată pentru a determina clipirea de 3 ori a semnalizatorului de direcție de pe partea respectivă. Acest buton aprinde luminile de avarie. Determină aprinderea intermitentă simultană a tuturor celor 4 semnalizatoare de direcție și a semnalizatoarelor laterale. Folosește-le doar în caz de pericol sau dacă ai parcat în mod neobișnuit.